Compania de apă va întrerupe alimentarea pe data de 30.03.2016, ora 8, până pe data de 31.03.2016, ora 5, în municipiul Târgoviște, precum și în comunele limitrofe, Aninoasa, Șotânga, Gura Ogniței, Răzvad, Doicești și Ulmi. Întreruperea se va face în vederea efectuării lucrărilor de racordare ale rețelelor realizate pe proiectul PIDUA la rețelele existente ale municipiului Târgoviște. Lucrările menționate au ca obiect creșterea calității serviciului de distribuție a apei potabile în zonele deservite. Reluarea alimentării cu apă se va face conform procedurilor legale. Înainte de reluarea alimentării vor fi prelevate probe de apă care vor fi analizate pentru asigurarea gradului de potabilitate a acesteia, în conformitate cu reglementările în vigoare. Se recomandă nu se folosi apă în scop potabil imediat după pornire până la limpezire. Preventiv, până la primirea buletinului cu analize microbiologice, circa 72 de ore, vă recomandăm să fierbeți apa utilizată în scop potabil timp de 10 minute.